Astra Giurgiu a urcat pe locul 4 după ce Dorinel Munteanu a debutat pe banca giurgiuvenilor victorios, echipa sa câștigând cu scorul de 2-0. Golurile au fost marcate de Găman și Fatai, iar în locul lui Silviu Lung Junior, poarta Astrei a fost apărată de Gavrilaș, care a scăpat fără gol primit. Ne-am dorit foarte mult să câștigăm, ne-am dorit să obținem cele 3 puncte. Le-am obținut printr-un joc bun, printr-o determinare. Am știut că avem în față o echipă foarte bună, echipa revelație din punctul meu de vedere al acestui campionat. Dar am văzut și apreciez la băieți determinarea, dorința de a câștiga și am câștigat. Antrenorul botoșenenilor, Leo Grozavu, i-a adus cu picioarele pe pământ pe cei care credeau că echipa lor poate ajunge în cupele europene. Botoșanu nu are obiectiv nici calificarea în cupele europene, nici, știu eu, prezența în Champions League. Noi deocamdată suntem o echipă de pe locul 7, iar locul 7, din punctul meu de vedere, nu poate participa în competiția europeană. FC Botoșani a avut un meci greu la Giurgiu, asta și din cauza că giurgiuveanul Marius Croitoru nu a putut juca din cauza unei accidentări. Din păcate am fost accidentat la acest meci, n-am putut să joc, mi s-a întâmplat și anul trecut să nu pot să evoluez, dar cu siguranță probabil anul voi debuta și, eu știu, în prima ligă pe acest stadion. Spun din păcate pentru că mi-aș fi dorit să joc și aici. Sincer, mă încerc amintiri plăcute, amintiri frumoase pe acest stadion. Aici am debutat ca junior, aici am crescut, aici m-am format. Am învățat, practic, fotbalul de la zero, aici l-am învățat, abecedarul fotbalului aici l-am învățat. Am fost îndrumat extraordinar de un antrenor extraordinar. Croitoru este hotărât să nu mai revină niciodată în fotbalul giurgiuvean. Ai luat în calcul o revenire a ta în fotbalul giurgiuvean pe viitor? Nu. Sincer spun, nu, pentru că am alți, drumul meu duce în altă parte, drumul meu deja este, eu știu, mă uit puțin în viitor și prevăd niște lucruri și din păcate spun Giurgiu nu este pe, eu știu, pe acest drum. Drumul meu este în Moldova, casa mea este în Moldova. Acum, practic, în afară de părinți, de mama și, eu știu, fratele meu Gigi, nu prea mai mă leagă multe de acest oraș, sunt plecat de foarte mult timp. Pentru Astra urmează returul semifinalei Cupei Ligii de miercuri, atunci când Steaua București vine pe stadionul Marina Nastasovici pentru meciul care va începe de la ora 19:00.